Președintele Barack Obama și-a exprimat marți într-o conferință prioritatea de a pune capăt grupării statul islamic. Astfel, potrivit acestuia, distrugerea organizației este scopul său numărul unu. Obama a subliniat de asemenea faptul că jihadiștii continuă să piardă teren în Irak și Siria. Continuăm să slăbim conducerea lor, resursele lor financiare, infrastructurile lor, vom merge pe urmele lor și îi vom învinge, a declarat Barack Obama în deschiderea unei reuniuni la Casa Albă, la care au participat cei mai înalți responsabili militari americani, cum am văzut în Turcia și în Belgia. Stat islamic are în continuare capacitatea de a lansa atacuri teroriste serioase, a recunoscut el, înainte de a insista asupra voinței de a intensifica eforturile angajate. De coaliția internațională. Acționăm pentru intensificarea campaniei împotriva stat islamic, a explicat Barack Obama. Distrugerea stat islamic rămâne prioritatea mea numărul 1. Nu este numai o operațiune militară, dar și un efort real în termeni de diplomație și servicii de informații, a mai afirmat președintele Statelor Unite. O coaliție internațională condusă de Washington desfășoară din septembrie 2014 lovituri aeriene împotriva stat islamic în Siria și Irak în paralel cu operațiunile armatei siriene și aliatului ei rus contra jihadiștilor.